pe domnul dr. Pavel Chirin de la București, pe care mulți dintre dumneavoastră îl cunoașteți din emisiunile de televiziune, pentru cuvintele domniei sale extrem de adânci, pertinente, pentru că viața, studiul, experiența și mai ales dragostea de Dumnezeu l-au dăruit așa cum dăruiește Dumnezeu pe cei pe care îi iubește cu daruri speciale. Domnule doctor, vă rugăm să poftiți în fața credincioșilor noștri. Vă spunem bun venit la Biserica Sfântului Dimitrie din Bacău. Vă mulțumim pentru efortul de a pleca de la 5:30 din București ca să fiți cu noi împreună la Sfânta Liturghie, că Dumnezeu n-a ajuns acum. A ajuns la începutul Sfintei Liturghii, pentru că știe și prețuiește Dumnezeiască Liturghie, pentru că îl cunoaște pe Dumnezeu. Un medic creștin, așa cum sunt mare parte din medicii noștri, care cunoscând taina omului, anatomia lui, își dau seama de puterea și slavă Dumnezeirii care a creat pe om după chipul și asemănarea sa. Domnul doctor a fost invitat de tinerii noștri băcăoani, de ascorierii noștri, pe care l-am accesat. Domnilor ascorieri, vă numim atonieri, tinerii ortodoși de la Narcisa, Aton, Asociația Tinerilor Ortodoși la Narcisa. Ei și-au luat ocolitor pe Sfântul Dimitrie, pentru că eu era aici atunci când s-au înființat. Domnule doctor, am citit astăzi la Apostol din scrisoarea Sfântului Pavel către Corinteni, în care Sfântul Pavel vorbește despre chemarea sa la apostolie și când ați intrat în Sfântul Altar, m-am uitat să văd dacă bine vă cunosc și sunteți aceeași persoană de la televizor și v-am asemănat cu Sfântul Pavel, pentru că îi purtați numele și vă felicităm pentru asta și pe cei care v-au născut și v-au botezat, punându-vă sub ocrotirea Sfântului Apostol Pavel. Purtați numele Sfântului Pavel. Iar Sfântul Pavel zice că el este cel din urmă dintre apostoli, era foarte smerit, dar prin Harul Dumnezeu sunt ceea ce sunt. Și Harul Lui care este în mine n-a fost în zadar. Când am citit Apostolul la strană, m-am gândit la persoana Domniei voastre și m-am gândit că Harul cu care Dumnezeu va dărui n-a fost în zadar. Avem aici o biserică vie, după cum vedeți, curtea bisericii este antiplină și dorim cu nerăbdare să ne bucurați de experiența, de știința, de evlavia Domniei voastre, pentru că uneori facem greșeli din neștiință. De exemplu, până nu intri într-un cabinet de cardiologie și nu vezi o coronografie, n-ai să înțelegi ce înseamnă mișcarea și mâncarea slabă și proastă. Abia după ce ai trecut pe acolo, apreciezi mâncarea proastă. Până atunci nu știi asta. De aceea vă mulțumim că sunteți în mijlocul nostru și rugăm pe Hristos Domnul să vă dea cuvânt cu putere mult, așa cum v-am pomenit la Sfintele Daruri, să ne împărtășiți din experiența dumneavoastră. Eu mă opresc aici, că s-a fost pierzi, greu de oprit. Vă mulțumim, vă mulțumim. Acest verset
poate să învețe fiecare om pe din afară și să îl aibă în minte și când se trezește dimineața, și când se culcă seara, și când pune mâna pe un bolnav să-l ajute, orice ar face el. Cu puțin timp înainte de a se duce la Domnul Părintele Arsenie Papagio, l-am vizitat. Și cum se face de fiecare dată în prezența unui mare duhovnic, când vezi la el, îl rogi să spună un cuvânt de rog, mai cu seama că erau și ultimele pentru mine, pentru că era văzut la față și era destul de bunat. Și el, când am plecat din chilie, mi-a spus așa, fii atent, să nu cazi în fiecare clipă. N-a spus în fiecare ceas, sau în fiecare zi, sau în fiecare lună. În fiecare clipă. Acesta este traseul de temer a Domnului ce rămâne. Riscul de a cădea în fiecare clipă și șansa de a nu cădea niciodată. E bine, tot atunci mi-a spus Părintele Arsenie, ca și creștin, te rog frumos să nu dansezi cu orice lăutar. El vorbea în termeni filocalici, în termeni simpli, în termeni frumoși, despre mândria de a fi creștin. Nici o mândrie din lumea asta nu este îngăduită de dogma noastră, de morala noastră, de canoanele noastre și de viața liturgică a fiecărui om botezat în numele Sfintei Trăimii. În afară de demnitatea de a fi creștin. Astăzi mi-am propus să vorbesc despre un subiect care pare banal, dar este extrem de important. Ortodoxia ca stil de viață. Din două motive mi-am propus să abordez acest subiect. Odată că Ortodoxia este definită și ca împărăția lui Dumnezeu pe Pământ și toată viața noastră curge în multe feluri, poate să curgă în multe feluri, și bune și rele, și din stilul nostru de viață se acumulează, așa banal cum pare, și virtuțile, și păcatele noastre, și viața de fiecare zi, și cunoașterea lui Dumnezeu, și apropierea de Dumnezeu, și depărtarea de Dumnezeu, și așa mai departe. În al doilea rând, astăzi, în lume, cele mai multe păcate se comit printr-un stil de viață greșit. Un stil de viață care îl îndepărtează pe om de Dumnezeu. Și în 1989, când l-am vizitat după evenimentele din decembrie de Părintele meu duhovnic, care a fost unul din cei mai mari din Ortodoxie, Părintele Visarion de la Tocurcio, i-am spus că putem să ne bucurăm, că de acum suntem liberi, putem construi biserici, putem construi mănăstiri, spitale creștine, preotul poate fi angajat al spitalelor, asistența spirituală din spitale se va alătura, asistenței medicale, sociale, psihologice, etc. Iar dânsul, vizionarismul care l-avea, mi-a spus, nu, nu te cred. Gândește-te numai că unul din cele șapte semne care precep sfârșitul lumii este răcirea credinței și a dragostei. Imaginează-ți ce va urma într-o societate dacă credința și dragostea se răcesc treptat.
Noi am început să trăim aceste vremuri pe care Părintele Visarion le-a prevăzut când lumea se bucura mai mult că a scăpat de o societate atee. În România, poate mai puțin, în lume, tot mai mult. Vă dau numai câteva exemple. Astăzi este un atac fără precedent la adresa antropologiei creștine. Anticristul, pentru a lucra eficient, trebuie să facă în așa fel încât identitatea de gen a persoanelor să fie slăbită, să fie relativizată, să dispară sau să fie confuză. Ce se întâmplă în unele țări din Europa, de exemplu? Și din America. În Canada, zilele trecute, a apărut pe certificatul de naștere al copilului al treilea sex. Și părinții declară ce vor ei când își înscriu copilul. E băiat, e fetiță sau este de genul neutru. În grădinițele din nordul Europei, copiii nu au voie să spună eu sunt băiat sau eu sunt fetiță, ci trebuie să spună eu sunt copil. Nu au voie să spună că acasă au o mamă și un tată, ci trebuie să spună că au doi părinți, Părintele 1 și Părintele 2. Sunt și țări unde sunt recunoscute mai multe genuri. Sunt și țări unde la naștere declară copilul de un anumit gen și dacă se răzgândesc părinții peste un an, se duc și declară alt gen. Și așa mai departe. După aceea, răspândirea masivă, aș putea spune, în Europa, a legiferării păcatului minorităților sexuale este o altă problemă actuală care contribuie și ea la relativizarea sau chiar distrugerea identității de gen. Ei bine, nu mai vorbim de faptul că nu există un statut al embrionului uman nicăieri în lume, doar Biserica are un statut al embrionului uman și tot ce decurge de aici. În România, între 1958 și 2010, s-au făcut 20 de milioane de avorturi. Cât populația României, mai mult decât populația României, în momentul de față. Exemple acestea pot continua. Nu am intenția să provoc o stare depresivă, așa, pentru populație. Cert este însă că Biserica este o instituție divino-umană care înaintează prin lume, sfințind lumea și fără să se lase maculată de lume, murdărită de lume, este o instituție sigură în care putem să ne regăsim și să trăim identitatea de gen, așa cum ne-a lăsat Dumnezeu către versetele creației. Și trebuie să ne bucurăm să beneficiem de acest lucru din plin, ca să nu ajungem atât de rătăciți în vremurile următoare, încât Domnul să nu ne recunoască ca fiare. Ei bine, ce înseamnă stilul de viață? El e, într-un fel, simplu definit ca modul în care ne petrecem fiecare zi a vieții noastre între naștere și moarte. El se referă la alimentație, se referă la îmbrăcăminte, la igiena trupului, la religiozitate, la tipul relației sociale, la igiena sexuală, la igiena muncii, la rezistența la stres, la atitudinea noastră în fața evenimentelor sociale sau personale care dau peste noi. Din acest stil de viață, noi putem să ne câștigăm mântuirea sau să ne pierdem.
Și de aceea merită să discutăm puțin despre el, pentru că am observat și din cariera mea și din lecțiile de la catedră, special cât am fost profesor la Facultatea de Teologie, că oamenii nu reușesc întotdeauna să facă o ierarhizare a valorilor când e vorba de stilul de viață. Ceea ce nu li se pare grav, este grav. Ceea ce li se pare grav, nu este grav. Și deci este foarte important să rămânim câteva lucruri. Și iată, să ne oprim doar un cuvânt asupra procreierii. Face parte din viața noastră. Sunt multe mame în biserică care au procreat și vor procrea. Unde este disensiunea între atitudinea laică seculară față de actul procreierii și dogma și morala bisericii? Acum vreo 20 de ani, un cercetător american a spus că omul în primele, embrionul în primele 6 săptămâni nu este persoană. Noțiunea aceasta a fost însușită repede de alți cercetători. Și atunci s-a emis aserțiunea bioetică că dacă nu este persoană, nu putem cerceta pe el. Dacă tot nu e persoană. Și așa au început cercetări multe și grele pe embrionul uman. Un act, de fapt, abominabil din punctul de vedere al moralei creștine. S-a mers atât de departe, încât acum vreo 10 ani a fost o anchetă în care au găsit embrionii umani plasați în cremele de față pentru femei, ca să nu facă rid, pentru că embrionii conțin niște hormoni utrocestani care au efect trofic asupra. Ei bine, ortodoxia, ca stil de viață, a lămurit această problemă în secolul VI. Iată ce spune Maxim Mărturisitorul. Trupul nu ar putea crește fără suflet nicio clipă, căci trupul fără suflet este mort, se spune la Iacob 2:26. El vorbește despre simultaneitatea trupului și a sufletului. În momentul în cele două celule embrionare se unesc, Dumnezeu trimite sufletul în acea clipă, nici puțin înainte, nici puțin după. După aceea spune Sfântul Maxim că o unire discordantă în timp între trup și suflet nu s-ar putea face fără o corupere oarecare în interiorul ființei umane. După aceea spune că dacă s-ar uni la distanță trupul cu sufletul, aceste două entități ar intra în vrajbă unul cu altul, ceea ce nu e normal. Pe de altă parte, trupul și sufletul sunt legate veșnic, pentru că o anumită legătură cu fostul nostru trup rămâne și după plecarea sufletului la Domnul, în așteptarea reunirii într-un trup duhovnicesc la a doua venire a Mântuitorului. Ei bine, acest lucru e bine să-l știm noi ca și creștini, ca să acordăm evlavia, cinstea și evlavia ce se cuvine unui embrion uman. În tradiția noastră, când o femeie rămânea însărcinată, își schimba viața. Pentru faptul, și acum am citit niște cercetări recente care spun că copilul aude în pântece vocea mamei. Ce vorbește ea? De aceea nu este indiferent ce vorbește femeia în timpul sarcinii. Da? E important lucrul acesta. Ei bine, au apărut în momentul de față procreieri asistate. Învățătura de credință ortodoxă nu susține procreerea asistată pentru că din punct de vedere moral
și dogmatic și din punctul de vedere al riscurilor care există, cu tot ce se naște din această tehnică și posibilități care decurg de aici, cu mame surogat, cu împrumuturi de embrioni, cu celule legamente obținute din bancă de spermă, etc., pot da, pot naște păcate în urma lor. Am avut recent în cabinet o doamnă care nu fusese în biserică, printr-o tehnică de fertilizare in vitro a obținut 4 embrioni sau 5 embrioni, 2 au fost puși în uterul ei, unul s-a pierdut de parcursul sarcinii și a rămas un singur embrion, a și născut o fetiță, venise cu ea la consult pentru o anumită problemă de imunitate, dar ceilalți 3 embrioni erau într-un congelator. Au trecut ani, ea între timp a venit în biserică, a aflat de la părintele ei duhovnic despre starea celor 3 embrioni din congelator, plătea câte 100 de lei pentru fiecare lunar ca să-i țină acolo, să nu-i arunce și să nu facă cercetări pe ei, și a întrebat-o ce are de gând. Ea a fost într-o mare dilemă, pentru că nu știa ce să facă. A realizat că e un păcat a sta niște embrioni vii congelați. Nu mai avea puterea să decidă să-i pună în pântece, pentru că nici nu știa cum se vor dezvolta ulterior. Nu avea nici puterea să întrerupă plata, pentru ca să fie aruncați, și s-a creat un stres imens în conștiința ei pentru acest lucru. Ei bine, ce prevede, ce spune Biblia noastră despre copilărie? Se naște copil, binecuvântat, botezat, adevărat zic vouă, de nu vă veți întoarce și nu veți fi precum pruncii, nu veți intra în Împărăția Cerurilor, spune Matei, în capitolul 18, versetul 3. Un om care am lucrat la spitalul de urgență și am văzut mulți bolnavi grei și mulți bolnavi pe moarte și mulți bolnavi murind, pot să vă mărturisesc că, așa cum am învățat și la duhovnicii mari, am văzut acest verset lucrând în viața omului adult sau vârstnic. Cu câteva minute înainte de moartea unui bolnav, dacă ești atent, o să vezi că viața, expresia feței lui devine foarte tânără. Mult mai ca unui tânăr adult. Pentru noi, medicii care lucram acolo, știam că moartea nu este departe, sau mai bine zis, trecerea la cele veșnice. Pentru că atunci funcționa versetul acesta. De nu vă veți întoarce și nu veți fi precum prunci. Deci omului, în ortodoxie, îi rămâne această taină a pocăinței, ca ultimul colac de salvare, de mântuire din viața lui. Dacă n-a reușit să facă fapte bune, dacă n-a reușit să fie tot timpul aproape de Dumnezeu, dacă a avut multe căderi, multe vicii, multe lucruri rele, îi rămâne până în ultima clipă. Îi rămâne până în ultima clipă taina pocăinței, care poate fi atât de puternică încât să-i salveze sufletul chiar cu puțin timp înainte de moarte. Când această taină a pocăinței este experiată la cotele maxime, atunci fața lui capătă o expresie mai tânără,
fisionomia lui devine ca un om de 30-35 de ani. Este un eveniment discret care se petrece. Trebuie să fii atent ca să-l vezi. Dar iată cum versetele lucrează în noi și pentru noi. Ce ne spune nouă Sfânta Scriptură despre hrana de fiecare zi? Părintele Dumitru Stăneloae spune că omul trebuie să abordeze hrana în chip euharistic. Să nu-și bată joc de natură, de legile ei, să nu polueze natura, să nu-i frângă legile, pentru că sigur va fi pedepsit din asta. Noi trăim această epocă, în momentul de față. Puțină hrană mai este pură de mare. E bine, n-avem voie să facem asta. Lucrurile s-au mers foarte departe din punctul ăsta de vedere. Poluarea aerului, apei și a solului este gravă. Numai mecanismele de adaptare ale ființei umane, mecanismele adaptogene, mai reușesc să-l țină pe om sănătos. Noi am mai vorbit și în orașul dumneavoastră despre poluarea hranei și pericole din ziua de astăzi. Acum vreau să amintesc ceva pe firul Bibliei. Prima perioadă care a fost cu alimentație specială este exprimată în Geneza, capitolul 1, versetul 29. Iar hrana voastră să fie semințele ierburilor și roadele pomului. Această perioadă în care, după cum vedeți, hrana erau doar cerealele și fructele, s-a întins de la Geneză și până la potop. Astăzi, știința medicală dovedește că omul poate trăi numai cu cereale și cu fructe. Dacă vrea să trăiască numai cu morcov, nu poate. Dacă vrea să trăiască numai cu ouă, nu poate. Dacă vrea să trăiască numai cu carne, nu poate. Numai cu lapte, nu poate. Dar dacă vrea să trăiască numai cu cereale și fructe în toată diversitatea lor, omul este acoperit din punct de vedere plastic și energetic. După potop apare a doua perioadă, animalele curate și necurate, care se întinde până la Noul Testament și pentru evreii practicanți, religioși și până în ziua de astăzi. Epoca Noului Testament este puțin diferită din punctul de vedere al alimentației și cu sensuri duhovnicești și cu sensuri biologice. În conform Noului Testament, omul poate să mănânce orice, este luat cu mulțumire, orice. După unele traduceri, tot ce se vinde la piață, după alte traduceri, tot ce se vinde la măcelărie. Și Noul Testament și Apostolul Pavel, în special în Epistole, vorbesc despre unele particularități ale alimentației din Noul Testament. Carne poți să mănânci, dar bine este să nu mănânci, zice Apostolul Pavel. Și este interzis să mănânci carne, dacă e o carne jertfită idolilor, dacă este sânge de animal, dacă animalul a fost sacrificat prin sugrumare, nu prin exsanguinare. Ei bine, toate celelalte alimente nu au restricții din punctul de vedere al Noului Testament. Postul este un stil de viață. Îl putem numi chiar așa. Toate religiile au perioade mai mari sau mai mici de post. Cum ne raportăm noi la Vechiul și Noul Testament din punctul nostru de vedere? În Vechiul Testament se postea de două ori pe săptămână.
prorocița Ana stătea la ușa templului, la intrarea templului, în post și rugăciune, spune versetul biblic. Când Mântuitorul a coborât de pe muntele Tabor și a vindecat un lunatic, apoștolul l-a întrebat, noi de ce n-am reușit să vindecăm? Mântuitorul le-a spus, acest soi de demoni nu iese decât cu rugăciune și cu post. Cuvântul rugăciune trece în fața postului. Aceasta este și semnificația Noului Testament. Eu pot să vă spun că am îngrijit cu onași care posteau foarte dur fără să se roage, pentru că nu erau credincioși. Toți au pățit câte ceva în urma posturilor severe fără rugăciune. Și invers, asceții, sfinții din pustie, posteau dur tocmai pentru că se rugau foarte tare. Și rugăciunea îi făcea să reușească să postească atât de sever. Ei bine, postul are și multe semnificații. El trebuie perceput ca o armă, nu ca o virtute. Nu ne putem lăuda cu postul, nu e cazul, și chiar este o armă în mâna creștinului foarte eficientă pentru a lupta cu Duhul gastrimarciei, cu Duhul desfrânării, cu Duhul mândriei, etc., etc. Este realmente o armă care îl ajută pe creștin să se mântuiască. Postul, sigur, nu trebuie să fac o poliție acum de pastorație, că știți mai bine, toți care veniți la biserică, trebuie însoțiți și cu milostenie, trebuie să se asocieze cu smerenia, cu iertarea celorlalți frați ai noștri, așa. El nu trebuie să fie ostentativ, așa, chiar trebuie ascuns de ochii lumii și însă trebuie practicat. Vă dau două cazuri din cariera mea. Postul trebuie făcut cu binecuvântare. Două cazuri din cariera mea care au postit în zile de sărbători mari, pentru că așa le-a vrut lor o idee în minte. Amândouă cazurile, chiar în zilele acelea, au făcut decompensări și boli grave. Asta dovedește buna măsură și echilibrul ortodoxiei și a stilului de viață ortodoxă. Nu cred că există un duhovnic care să-i spună unui creștin să postească în ziua de Paște sau de Crăciun, când cerurile se bucură și toată omenirea se bucură, toți creștinii, toată biserica se bucură. Vă mărturisesc, am văzut și alte situații neconforme cu practica noastră liturgică. Am văzut femei însărcinate cu grame de hemoglobină în trupul lor, care posteau sever, așa au fost sfătuite, nu știu de cine. Și asta este o greșeală. Pentru că îl afectează pe făt, pe frunt. Da. Ei bine, după măsură, după putere, omul trebuie să postească. Există, în momentul de față, niște cercetări din lume, și în America, și în Germania, și în Goriatchinsk, pe marul lacului Baikal, este un sanatoriu care are 100 și ceva de ani, unde se practică postul.